Criza energetică a scos la iveală multe dintre vulnerabilitățile Republicii Moldova. Într-un stat mic în curs de dezvoltare, fragil la șocuri mari, toți au de suferit. Puținele centre sociale deschise cu entuziasm de organizații non-guvernamentale riscă să se închidă din cauza facturilor uriașe la energie. Phoenix, un centru de recuperare pentru tineri și copii cu nevoi speciale aflat în nordul Republicii Moldova, a fost nevoit să-și întrerupă activitatea după ce în decembrie a primit o factură la gaz de 10.000 de euro. Complexul oferă servicii gratuite pentru mai mult de 200 de persoane. Fondatoarea centrului, Victoria Danford, o basarabeancă stabilită în Marea Britanie, a pus deoparte ceva bani pentru încălzire, dar nu se aștepta să nu-i ajungă nici măcar pentru o lună. Este un șoc la nivel de sistem, este un șoc la nivel de țară, pentru că da, noi ne-am așteptat la o factură mare, dar nu știu de ce, cumva, oricum este dureroasă. Ținând cont că noi am economisit 1200 de metri cub de gaz, este imposibil să ridici prețurile consumatorului cu 900%, pentru că dacă mă uit în 2021-2023, 900% s-a ridicat factura, era 2000 de euro. Pentru beneficiar înseamnă, cred că, 2 ani. După cum îmi spun ei mie, pentru că o zi, pentru ei este o săptămână, două zile, două săptămâni sau mai mult. Pentru că ei acasă nu comunică. Ei nu au cu cine comunica, părinții sunt la muncă. Pentru ei, emoțional, dar și fizic, este foarte important să vină să facă activități, kinetoterapie, exerciții, pentru că o pauză de două săptămâni ne aruncă înapoi cu cel puțin jumătate de an. Pentru mulți dintre beneficiari, centrul Phoenix devenise a doua casă. Vestea că și-a întrerupt activitatea a căzut ca un trăsnet. În momentul acesta, pentru mine a fost un șoc. Când am auzit, trebuia de săptămâna asta să începe. Îmi place foarte mult aici, sunt ca la a doua casă, am foarte mulți prieteni, pot să comunic, facem diferite activități. Aici sunt bun îngrijitor, ne place foarte bine. Când am auzit de vestea asta, am intrat foarte tare în depresie, că se închide centru. Îngrijorați sunt și părinții care își aduc copiii pentru procedurile de recuperare și reabilitare. Adrian Ionuț vine de 5 ani cu fiul său la acest centru. Numai noi, părinții care avem copii cu așa probleme, putem să știm ce importanță are un asemenea centru într-o zonă așa de depărtată de Bălți, de Chișinău. Centrul Phoenix și-a întrerupt activitatea timp de o săptămână după ce TVR Moldova a prezentat situația grea în care se află acest complex social. Un donator a oferit banii necesari pentru plata facturilor. Complexul are însă nevoie în continuare de sprijin financiar pentru a plăti facturile la energie din ce în ce mai mari. Să compenseze serviciile, centrele sociale, măcar într-o proporție, într-o măsură. Eu niciodată n-am fost adeptul că guvernul trebuie să acopere tot, dar atunci când spune umărul, noi facem tot posibilul, dar iarăși reiterez ce facem la nivel de țară cu aceste servicii sociale. Centrul Phoenix a fost fondat de Victoria Danford în 2015. În 2017 ea a primit medalia Reginei Marii Britanii pentru activitatea ei filantropică, dar și un premiu în cadrul galei TVR Moldova. Situația este trasă la indigo cu cea a centrului social din satul Ciuciuleni. A fost fondat de o basarabeancă care a lucrat mulți ani în Italia și a reușit să atragă investiții în Republica Moldova. Instituția găzduiește bătrâni și mame aflate în situații de risc. Clădirea dispune de panouri solare, dar asta nu i-a ajutat prea mult în acest sezon. Iată, aici avem 68.319 la gaz și, după cum vă spuneam, la lumină avem 15.741 și noi producem. Dar dacă nu produceam, nici nu închipui ce cifră avea să fie. Ceilalți ani reușeam să încălzăm și holurile și sala de prânz și bucătărie. Anul acesta am renunțat și am lăsat minimul indispensabil. Încălzim doar dormitoarele bătrânilor. Atât. Și unde stau mamele cu copii. Ne luptăm cu mucegaiul în sala de prânz. În fiecare săptămână facem curățenie generală. Suprafața este mare. Este, de încălzit avem 420 de metri, dar încălzim decât 160 de metri. Așa nu am avut cel mai mult. Ajungem la 20.000, 22.000. Era o cifră rezonabilă. Lunile trecute am avut 30.000. Oricum, cu 30.000 e cumva mai ușor de depășit, dar cu 70.000 e foarte greu. Nu știu cum o să mă descurc. Mă tem să nu închidem.
Bătrânii găzduiți în centrul de la Ciuciuleni plătesc pentru îngrijire, dar acești bani abia ajung pentru salarii și medicamente. În centrul social sunt 16 angajați. Pe data de 17 am bilet să mă duc în Italia și din nou să mă duc facturile la Biserica Catolică, Provincia Autonomă de Bolzano, să încerc să-i rog să mă ajute. Sincer, m-am săturat să îmblu cu cerutul. Tare aș dori ca să avem demnitate la noi acasă, tare mi-aș dori ca atunci când se măresc prețurile sau când se adoptă politicile economice, politicile sociale în țară, să țină cont de anumiți factori. În acest am sunat la alte centre, care, la Casa Mărioare, care activează și ei ca și noi pe bază de autogestiune și autofinanțare, și am întrebat dacă au fost incluși în, cumva în structurile care să le fie oferite compensații, și au spus că nici ei nu au nimic, deci nu am văzut rostul ca să mai apelez. Noi venim în susținerea statului, deschidem locuri de muncă, achităm salariile, achităm impozitele la salariu, venim cumva la suplinirea bugetului local a localității Ciuciuleni. În schimb, noi nu suntem priviți ca consumatori care ar trebui să beneficiem de susținere din partea statului, suntem pus în aceeași listă cu întreprinderile care au venit. Și pentru misiunea socială, diaconia este o perioadă dificilă. Ne afectează destul de mult, pentru că chiar ieri am primit factura pentru gaze. Noi avem 4 servicii în Chișinău în care îngrijim atât mamele, copiii mici, cât fetele, orfani. Ne-am dat o factură de 105.000 de lei. Este una șocantă și pentru noi, una la care nu ne-am așteptat și una pe care n-am bugetat-o. Prețurile s-au dublat față de luna trecută, dar față de anul trecut cred că este cu de 4 sau de 5 ori mai mare. Am încercat să depunem un demers către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru că din păcate suntem priviți ca și un agent economic, chiar dacă activitatea noastră este una social-filantropică. Mi s-a răspuns că nu există un regulament care să scutească serviciile sociale de plata energiei electrice. Încercăm și în acest an diferite alianțe și coaliții în care ne aflăm ca să mergem cu același demers. Responsabilii din cadrul misiunii sociale Diaconia intenționează să eficientizeze energetic clădirea, dar asta presupune resurse și timp. Își pun speranța că vor reuși în acest an ca cel puțin pentru iarna viitoare să aibă costuri mai mici, altfel riscă să-și închidă serviciile. Toate activitățile noastre pe care le desfășurăm au la bază un proiect mic, dar asta nu înseamnă tot o finanțare de 100%. În rest, de fiecare dată ne bucurăm de sprijinul oamenilor, pentru că vorbim de o gamă mare de beneficiari pe care asistăm, vorbim de bătrâni, peste 200 pe care îi hrănim lunar, unde la fel se consumă electricitate, apă, vorbim de mame, copii mici, în rest de abandon, unde la fel sunt cheltuieli foarte mari, avem spații de îngrijire a copiilor de la 6 luni la 2 ani de zile, avem spațiu pentru asistența familiilor și a copiilor refugiați, dar și moldoveni. De asta, în perioada de iarnă, este foarte dificil. Am cerut o reacție de la reprezentanții guvernului privind compensarea facturilor la energie pentru centrele sociale, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Creșterea prețului la energie afectează mult și economiile în dezvoltare, așa cum este cea a Republicii Moldova. Antreprenorii cu afaceri mici și mijlocii luptă să supraviețuiască facturilor uriașe, asta pe lângă prețurile mari la materia primă, lipsa forței de muncă sau majorarea costurilor de transport. Micile întreprinderi nu au dus-o prea bine nici până la scumpirea resurselor energetice din cauza pandemiei, dar noile tarife la energie le-a pus capac, iar cifrele vorbesc de la sine. În noiembrie și decembrie am avut niște costuri cu mult mai mari decât și erau planificate și chiar care erau în lunile de vară, practic de două ori și ceva mai mari. Ei, dacă producerea normală care lucra 5 zile pe săptămână, 8 ore pe zi, era în jur de 13, 16, 17 mii de lei, ultima lună au venit 34, 36 de mii de lei. Acum lucrăm la capacitate de 20% din capacitatea noastră de producere. Încă n-am pornit sistemul hidroponic de producere a salatelor, care el consumă în jur de 4-5 mii de kilowatts per lună, doar el, uscătoria, care consumă și ea, este pe bază de energie electrică, care consumă în jur de 4-6 mii de kilowatts pe lună, ambalarea, sucurile, gemurile, secția de ulei a lucrat doar parțial. Dacă lucram la o capacitate cel puțin de 50-60%, trebuia să fie costurile noastre în jur de 75-80 de mii de lei pe lună. Asta minimul, că în afară de asta toate echipamentele și utilajele noastre sunt foarte economice. O mână de ajutor ar trebui oferită de stat, mai ales în vremuri de criză. Avem două variante, ori ridicăm prețul sau îl menținem, dar deja acele pierderi le suportăm pe cont propriu. Ar trebui să ne subvenționeze
o parte din costul energiei electrice, în cazul dat, sau să ne, nu știu, să avem acces la credite preferențiale, fiindcă noi suntem acum într-o perioadă foarte și foarte complicată. Suntem, practic, nu știu, în incapacitate de a procura sau de a procesa careva produse fără, nu, în lipsă de cash flow, nu ne ajunge cash flow, fiindcă datorită situației din regiune au crescut costurile logistice, costul produselor, chiar și costul angajaților, care din ce în ce este o criză foarte mare cu personalul, care suntem nevoiți ca să ridicăm și aceleași salarii. Igor Golban a reușit să-și dezvolte afacerea apelând și la surse financiare externe pentru a dota întreprinderea cu utilaje moderne, dar și pentru a-și spori potențialul de export. Cu ajutorul unui proiect și-a instalat și panouri solare, doar că abia acum, în ianuarie 2023, a reușit să le pună în funcțiune. A fost o procedură foarte lungă, foarte nevoioasă, foarte greu până le-am cu toată documentația, dar în sfârșit am pornit acest sistem fotovoltaic de 200 de kW, care pe viitor credem noi și am planificat ca să ne ajungă acea energie electrică, ca să fim sustenabili și să fim independenți energetic. Probleme sunt peste tot în mediul de afaceri. Antreprenorii recunosc că le este foarte greu în această perioadă. Două cheltuieli. Trebuie să mărim și salariul și plătim mai mult pentru energie. Nu, hai să spunem că crescut cu 30% la energie electrică, cheltuielile cu siguranță. Suntem un producător mic de pâine integrală și biscuiți integrali. Facem produse naturale pentru oameni ca să mănânce sănătos. Dar din cauza fizilor de energie și așa mai departe, e posibil ca să ne închidim. Atât de gravă este situația, da? Da, da, atât de gravă, da. Corect. Ar trebui măcar să scoate TVA-ul măcar de la energie electrică. Singur nu poți face. Asta că te duci să scrii o cerere, să scrie ceva, asta nu rezolvă nimic. Este o perioadă mai dificilă pentru noi, antreprenorii mici și mijlocii, care producem nu așa de mult și energia electrică, adică noi depindem de energie electrică, care deja ne-a venit factura de 3 ori mai mult ca luna curentă precedentă, și s-au mărit cheltuielile, s-au mărit, deci, și costurile produselor și s-au micșorat vânzările, respectiv careva din angajați au rămas fără servicii. Autoritățile își propun să compenseze parțial costurile la energie pentru agenții economici și elaborează un plan. Nu știu dacă te-ți vor rezista, în special aceștia mici, vânzările la dânsă tot cu probleme, consumul real la populație a scăzut, costurile au crescut enorm. Nu știu dacă statul ar fi avut posibilitatea să ajute, cum în România s-a plafonat prețul la gaz pentru anumite categorii de agenți economici. Nu își poate permite guvernul nostru acest lux. Anul 2020 a fost un an greu. Ne-am bucurat de asistență externă, eu estimez la 690 de milioane de dolari, dar n-a fost suficient. O măsură care ar fi putut lucra, dar iarăși dacă era finanțare suficientă, cum a fost în 2020 în pandemie, guvernul a să voteze o lege prin care agenților economici li s-a permis în perioada de criză amânarea de plata impozitului. Deci maximul ce ar fi putut face acum guvernul, să le permite pe 3-4 luni de Crizele din ultimii ani au impulsionat guvernul să creeze mecanisme de sprijin mai eficiente, și asta pentru că chiar și sumele modeste planificate ca ajutor nu puteau fi asimilate din cauza birocrației. Statul a venit cu noi programe de sprijin lansate de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Cei aflați la început pot apela la 3 programe: Start pentru tineri, programul de atragere a remitențelor în economie PARE și programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice. Și companiile pot accesa unele programe, inclusiv granturi pentru eficiență energetică. Statul oferă până la 2 milioane de lei sprijin financiar nerambursabil. Din august 2022, de când a fost lansat proiectul și până acum, au beneficiat de ajutor 41 de companii și au fost oferite granturi în valoare de circa 33 de milioane de lei. Statistica cu întreprinderile închise în perioada de criză va fi disponibilă la sfârșitul lunii ianuarie. Cel mai important este volumul investițiilor care se fac, da? Păi eu pot să schid întreprindere și ea nu funcționează. Investițiile în acest an, din păcate, sunt într-un declin. În 2022 a fost într-un declin, sper că 2023 se va recupera. Conform Biroului Național de Statistică, în anul 2021 au fost active peste 59.000 de întreprinderi mici și mijlocii. Cifrele pentru anul 2022 nu au fost încă publicate.